Very welcome. Bun, până vor fi formulate întrebările, doresc mai întâi să-i mulțumesc foarte mult domnului profesor pentru prezentarea făcută, pentru cartea pe care ne-a oferit-o. Ea a apărut foarte, foarte recent, este încă, așa cum se spune, caldă. Prezentarea reprezintă un fel de introducere sau provocare la a citi lucrarea Pendelete. Și cred că a făcut așa cum a și spus despre Florovski, atât de această lucrare, pe care dorește o provocare la analiză, la reflecție. Și pentru că pe parcursul expunerii a făcut trimitere la moștenirea bizantină cumva în spațiul românesc, aș dori să spun că aceasta a fost foarte prezentă la noi. Marele istoric Nicolae Iorga, în prima jumătate a veacului al XX-lea, a și scris o lucrare intitulată Bizans apre Bizans. Aș aminti trei dintre legăturile semnificative sau roade ale colaborării între poporul nostru și Bizanț din primul mileniu, deși sunt mai multe, și trei din cel de-al doilea mileniu. În primul rând că cea mai veche structură bisericească pe teritoriul României, Episcopia Tomisului, a fost organizată, înființată de către Bizanț. Cel de-al doilea element, că unii dintre ierarhii Tomisului, Dobrogea, au fost în strânsă legătură cu marii părinți ai Bisericii, respectiv cu Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Și cel de-al treilea exemplu din primul mileniu, că ierarhii Tomisului au participat direct sau au semnat lucrările de la primele cinci sinoade ecumenice. Din cel de-al doilea mileniu, poate reprezentativ, este raportul dintre stat și biserică, dintre domn și mitropolit, după modelul din Bizanțul de odinioară. Al doilea exemplu aș aduce în atenție pe cel menționat de domnul profesor, Sinodul de la Iași. Mulți dintre domnii Moldovei, în special și nu numai, s-au considerat și s-au comportat ca urmași
a împăraților bizantini. Ca apărători ai ortodoxiei universale. De aici convocarea sinodului de la Iași într-o perioadă grea pentru ortodoxia universală. De aici susținerea patriarhiilor apostolice. De aici tipărirea de cărți în limba greacă, în limba arabă, pentru ortodoxii aflați sub dominație otomană. Al treilea exemplu este afirmația pe care a făcut-o episcopul rus Leonid Uspenski, că niciun popor n-a ajutat atât de mult muntele Athos ca poporul român. Sunt doar câteva exemple care arată moștenirea bizantină. Nu mai spun de artă, arhitectură, pictură și așa mai departe. Pentru că l-a adus în discuție pe Petru Movilă, canonizat de Biserica Ucraineană în 1996. Proclamat Sfânt în Biserica noastră la Iași în octombrie 2002. Aș spune doar o propoziție pe care a folosit-o ambasadorul Ucrainei la București. Că Ucraina și Polonia sunt recunoscătoare Moldovei pentru că l-a dat pe Petru Movilă. Moldova și Ucraina sunt recunoscătoare Poloniei pentru că l-a format în sensul de educație. Iar Moldova și Polonia sunt recunoscătoare Ucrainei pentru că a făcut din el un mare erar și un sfânt. Închei mulțumindu-vă, deci n-a fost o întrebare, am dat timp pentru întrebări. Mă bucur că sunteți oaspetele nostru al facultății astăzi, că v-a plăcut orașul Iași și îmi exprim speranța și vă adresez invitația de a mai reveni la noi. Mulțumim frumos. Thank you very much. Care a fost legătura dintre George Florovski și Ion Romanidis? Which you would say would be the relationship between Florovski and Romanidis? Excellent question. John Romanidis was pe partea cealaltă, e altă întrebare? Right, there's a second question after. Excellent question. So John Romanidis was actually Florovsky's student at Harvard Divinity School. Ioannis Romanidis a fost studentul lui Florovsky la Harvard Divinity School. This was immediately after Florovsky was fired by the Board of Trustees of the St. Vladimir's Theological Seminary. And so this was in 1956, from 1956 to about 1960. Această legătura, deci
Romanidis a fost student la Harvard lui Florovski, după ce Florovski fusese dat afară de la seminarul teologic din New York, în perioada 1956-1960. And there is a wonderfully revealing personal letter that Florovski wrote about Romanidis. And let me just quote that letter. Există o scrisoare revelatoare despre relația lor, o scrisoare pe care Florovski a adresat lui Romanidis. Și aș vrea să citesc din această scrisoare. So, Florovski writes in 1960s and says, currently, there isn't much talent in the young generation of Orthodox theology. Scriind în anii 60, Florovski spune că în acest moment nu există talente sau teologi promițători în teologia ortodoxă. But there is a significant exception, and that's Romanidis. Există o excepție majoră, și aceea e reprezentată de Romanidis. He says he made his debut with a book in Greek on the ancestral sin. Spune și-a făcut debutul cu o lucrare în grecește despre păcatul original. And then Florovski adds two important things that help us to position Romanidis vis-a-vis Florovski. Și Florovski afirmă apoi două lucruri care ne ajută să înțelegem relația dintre ei. He says, first, I believe that Romanidis possesses what he calls true ecclesiology. În primul rând, aș dori să spun că Romanidis deține eclezialitate, în bisericire adevărată. Yeah, kind of a sense of the fullness of the church, I guess. Un sentiment al deplinătății bisericii. But he says, I'm concerned about him because he's also has a tendency, propensity towards isolationism. Dar îmi preocupă faptul că are o tendință de a se izola, spre izolaționism teologic. And so Florovski says, for my taste, he's too enclosed in the Christian East and too anti-Western. Și spune el, din punctul meu de vedere, Romanidis este prea, se focalizează prea mult și se inspiră din răsăritul ortodox și este prea anti-occidental. So I think that helps us to position Romanidis vis-a-vis Florovski. Cred că e foarte clar poziționarea lui Florovski în această scrisoare vis-a-vis de Romanidis. Right. Second question. Ce ne puteți spune despre legătura teologică dintre Dumitru Stăniloae și George Florovski, cât de mult s-au influențat unul pe celălalt? If you could tell us anything about the relationship, the theological link between Dumitru Stăniloae and George Florovski, and how much would you say they influenced each other? Again, this is a wonderful question. I think that's the kind of question that needs to be made a subject of a study. Potentially a master's thesis or a dissertation. E o întrebare foarte bună și potențial este un subiect pentru lucrarea de masterat sau chiar de doctorat. So I'm convinced that when it comes to Stăniloae's tackling of the question of ecclesiology, sunt convins că atunci când Părintele Stăniloae s-a preocupat de eclesiologie, the centrality of the church in receiving the experience of God is a line that connects Florianski, Florovski and Stăniloae. Centralitatea ideii că în mijlocul tuturor experiențelor este biserica unește trei personalități: Pavel Florenski, George Florovski și Dumitru Stăniloae. And also in the common emphasis of the centrality of Chalcedonian Christology for the theological project in general. Și dat mai ales accentul pus pe centralitatea mesajului calcedonian în teologia cristologică. There is also an important point of point of union between Florovski and. Se poate observa că opiniile lor teologice sunt pot fi conexate, sunt asemănătoare. Now this said, I think Stăniloae does far more creative things and interesting things with Maximus than does Florovski. Odată acestea afirmate, cred că Părintele Stăniloae face o teologie mai creatoare, mai creativă, mai ales în legătură cu studiul Sfântului Părinte Maxim Mărturisitorul. Stăniloae also has a far more coherent and well-developed account of a more balanced account of the relationship between cataphatic and apophatic theology. Iar un aspect important al teologiei Părintele Stăniloae, relația
dintre apofatic și catafatic este mult mai bine reprezentat în teologia sa, adică la Florovski, și într-un mod foarte echilibrat. In emphasizing the importance of cataphatic, both Florovski and Staniloae react against Lossky. Atunci când analizează catafaticul, deopotrivă Florovski și Staniloae reacționează împotriva față de teologia lui Lossky. Florovski in many ways simply operates in a kind of a reaction mode, whereas Staniloae is willing to build systematically. În vreme ce Florovski oferă doar o reacție, părintele Staniloae oferă, merge mai departe și creează pe marginea interacțiunii cu teologia loschiană. Having said this, I should add that I am no authority on Staniloae. În vreme ce spun aceste lucruri, trebuie să sfârșesc prin a spune că nu sunt un specialist în teologia lui părintele Staniloae. So before I say anything else, I should really study him better. More. Așa încât mai, nu pot adăuga mai mult decât ceea ce știu acum, pentru că ar necesita un studiu aprofundat. But I think there is really interesting work to be done here. Dar cred că, rog, relația dintre ei, legătura dintre ei este un lucru care merită studiat. Florovski a fost influențat și a susținut în tinerețe eurasianismul. Astăzi, în noul context geopolitic, asistăm la un reviviment al eurasianismului legat de ideologia rusă. Cum vedeți această problemă în noul context al conflictului Ucraina-Rusia, respectiv Europa rusă? So, Florovski was influenced and has supported in his youth eurasianism. And now in the new geopolitical context, we have witnesses to a reframing of this sort of ideology, especially in Russia. How do you see this problem in the new context of the conflict Ukraine, Russia, and Europe? Yes, I chose this topic rather pointedly. Mărturisesc că am vorbit astăzi despre această temă, nu fără sens, nu fără importanță. Now, I agree that the Eurasian ideology and the Eurasian program has been revived. Căci consider și sunt de acord cu cel care a pus întrebarea că această ideologie eurasiatică revine în discuție. Sometimes in a kind of a quasi or neo-fascist form, in the case of, for example, people like Alexander Dugin. În anumite instanțe, mai ales în cazul lui Alexander Dugin, and it is an ideology. Revine într-o formă chiar radicală, aproape fascistă. And it is an ideology that unfortunately is being fed to Putin, or Putin is certainly trading on it. Este o ideologie care este servită lui Putin și în orice caz sau în orice caz Putin se folosește de ea. And I think Putin is the man whom I have severely misjudged. Aș zice că Putin este persoana pe care am privit-o greșit. About 10 years ago, I thought. About 10 years ago, I thought he kept theological. I thought that Putin kept ideological buffoons and ultra-right radicals around him because he looked better compared to them. Acum 10 ani credeam că că Putin accepta prezența unor bufoni intelectuali de acest gen pe lângă el pentru că That he himself, yeah, because he looked better. Because he looked better compared to them. Da, prin contrast, el ar arăta bine lângă acești bufoni. Now I'm convinced he's become one of them. Dar acum sunt convins că el însuși a devenit un astfel de personaj. So what that means essentially is that, of course, a thorough critique of Eurasian position is in order. A thorough critique of the Eurasian ideology is in order. Fără îndoială, avem nevoie de o critică serioasă, aprofundată acestei ideologii euroasiatice. Let me just give you one example of how that could be done. Aș dori să vă ofer un exemplu despre cum cred că aceasta poate fi realizată. So one week ago I was in Kiev at the celebration of the 1000th anniversary of the death of Prince Vladimir. Recent am fost în Kiev, acum o săptămână de fapt, la împlinirea 1000 de ani de la botezul prințului Vladimir. And I suppose this is a figure, a historical figure that has some features of sort of Constantine on the one hand and Stefan
on the other hand. Se poate spune, cred că Vladimir are trăsăturile unui Constantin pe de o parte și Ștefan cel Mare pe de altă. The reason he has the features of Constantine is because he's the sort of baptizer symbolically of the Kievan Rus. E un Constantin pentru că el este simbolul botezului poporului but he's also Rusiei Kievene. But he's also a nation builder. He's also a sigur, nation. El este un constructor al națiunii, un so how did the Eurasians use Vladimir? How did the Eurasians use Vladimir? Cum l-au folosit pe Vladimir, cum l-au utilizat imaginea lui Vladimir acești euroasiatici? The Eurasian argument was that by choosing Byzantine Orthodoxy of Byzantium, this was a civilizational choice against the West. Ceea ce afirmau euroasiatici este că alegând ortodoxia venită de la Bizanț, deci această alegere pentru ortodoxia bizantină a însemnat în același timp respingerea creștinismului occidental. In contrast to that position, I just heard, as I said, a week ago, Patriarch Filaret, who is a patriarch of an unacknowledged Orthodox body in Ukraine. Spre deosebire de această opinie, am auzit opinia Mitropolitului Filaret, Patriarchului Filaret, care este conducătorul unei unei biserici nerecunoscute în totalitate. So he made a claim that by going in the direction of Byzantium, actually, Vladimir broke a window into Europe. Care de fapt a afirmat că mergând pe mâna Bizanțului, de fapt Vladimir a deschis porțile Europei. And that somehow siding with Byzantium actually meant Euro integration. Așa încât a fi împreună cu Bizanțul a fost o formă de eurointegrare. So we have one ideology fighting the other ideology and both of them it seems equally anachronistic. Două ideologii care se luptă, se bat cap în cap, dar sunt deopotrivă anacronice. The Eurasians arguing that this was a choice against Western Europe. Eurasiaticii spun că această alegere a fost făcută împotriva Europei occidentale. And certainly some influential voices within Ukraine today arguing that this is a choice for Europe. Importante, precum acestui patriarh, afirmă că această opțiune pentru Bizanț a fost o opțiune pro-europeană. I think this is again, this is a similar type of conversations that also need to happen in the Orthodox circles in Romania. Cred că o astfel de discuție nu ar trebui să fie străină chiar cercurilor teologice din România. Because it's very clear that the younger generation, in general, is more or less on board with the project of Eurointegration. Căci fără îndoială că majoritatea populației tinere de peste tot este mai degrabă în favoarea integrării europene. So when we, the leaders of the Orthodox Church, tell youth that we are not on board with this project or that essentially the European, the Western Europe, that we are an antithesis to the Western, to Western Europe, iar atunci când noi, conducătorii bisericii, afirmăm, le spunem acestor tineri că avem, cum să spun, că putem formula chiar o antiteză la această dorință a lor de integrare europeană. We're creating an interesting cognitive dissonance in your heads. Putem creăm o disonanță interesantă în mințile acestora. And so what we need, therefore, is a more nuanced understanding of what Eurointegration should and should not be. Așa încât, fără îndoială, avem nevoie de o viziune mult mai nuanțată a ceea ce înseamnă sau trebuie, poate fi sau poate să nu fie integrare europeană. Without condemning it completely altogether. Fără să without altogether condemning the project of Eurointegration. Fără a condamna, desigur, cu totul proiectul integrării europene. But also without quite offering it a blank check, as Patriarch Filaret did. Deci fără a condamna, dar în același timp fără a-i oferi un cec în alb, așa cum v-am spus că făcea acum o săptămână Patriarhul Filaret. I expect the matter to be perpetually contested. Sunt convins că va rămâne un subiect permanent deschis. I don't think there is an obvious conceptual resolution. Nu cred că există o soluție conceptuală evidentă la această dilemă. Yes.
Ce loc a ocupat în gândirea părintelui Florovski spiritualitatea isihastă pentru renașterea religioasă pe care a promovat-o, are curs la teologia isihastă? Yes, excellent question, and I think it helps to sharpen and clarify certain important distinctions. O întrebare foarte bună și cred că răspunzând la ea clarificăm anumite distinții interesante. It's true that Florovski has an article entitled Gregory Palamas and the Tradition of the Holy Fathers. E adevărat că Florovski are un articol chiar intitulat Palamas și Palamas and yes. Gregory Palamas and the Tradition of the Holy Fathers. Și tradiția Sfinților Părinți. This article was written in 1959 for a specific occasion. Un articol scris cu o anume ocazie în 1959. He was about to receive an honorary degree from the University of Thessaloniki in Greece. Urma să primească un titlu onorific din partea facultății universității din Thessaloniki, din Salonic, Grecia. He didn't have much time to write that article. N-a avut mult timp să elaboreze acel articol. And in fact, the whole thing is based on John Meyendorff, so Ioan Meyendorff's study of Palamas. Și de fapt, tot articolul se bazează pe studiile, pe cercetarea părintului Jean Meyendorff. Now, Florovski himself planned to write the third volume on the Church Fathers, in which Phocis, Simeon, and Palamas were meant to be included. De fapt, părintele Florovski intenționa să scrie un al treilea volum cu privire la teologia patristică, care se include personalități ca Fotie, Simeon Noul Teolog și Grigorie Palama. He never finished that particular. Dar n-a reușit să ducă la bun sfârșit acest plan. So he never, as a historian of ideas, he never did an independent study of Palamas. Deci ca istoric al ideilor nu a făcut niciodată un studiu serios asupra lui Palama. And he's never really, really seriously written either on Hesychasm or on Palamas. Deci nu a scris niciodată lucruri profunde, mă rog, studiate despre fie despre Isihasm ori despre Palama. So Hesychasm is important for the neopatristic theology of Vladimir Lossky, of Basil Pribashain and others, and Meyendorff. Sigur, palamismul și teologia Isihasm este importantă pentru personalități ale emigrației ruse ca Lossky, sau apoi pentru urmașii acestea care Meyendorff sau Basil Krivosheim. But not for Florovski. In Florovski's account, Palamism is a very insignificant theme. Dar trebuie afirmat că în gândirea lui Florovski Sfântul Grigorie Palama are un rol minor, chiar insignifiant. Right. And the final question, I think. Ați spus că proaspăt căsătorit a fost nevoit să fie relocat din pricina mișcării euroasiatice. Ce influență a avut această transmutare asupra căsătoriilor? Nu cred că a spus chiar așa, dar... So, you have said that as he was newlywed, he was relocated from Prague to Paris. And what do you say this influences his wedding to any degree in his family life? Perhaps you can tell us how he felt of becoming a priest. Mm-hmm. To have that also you can add maybe, because I know that he considered being a priest important for having a voice. His family life. Well, I mean, his wife remained his closest friend to the end of his life. Despre familie, da. Soția i-a rămas prietenul cel mai bun până la sfârșitul vieții sale. Psychologically, Florovski was a very difficult man. Psihologic, din perspectivă psihologică, Florovski era un om foarte dificil. I like studying difficult people, so that's why I study Cyril of Alexandria and Florovski. Îmi place să studiez oameni dificili, de aia am studiat pe Cyril al Alexandriei și pe Florovski. Because difficult people make history very often. Căci oamenii dificili cel mai desea marchează istoria. That said, I probably would not want to be at the helm of the same institution with Florovski. Acestea spuse, nu sunt convins că mi-ar fi plăcut să fiu la conducerea unei instituții teologice alături de Florovski. Schmemann tried. Schmemann a încercat.
And soon there wasn't space enough for both of them at St. Vladimir's. Și după puțin timp nu era destul loc pentru amândoi la seminarul Sfântului Vladimir din New York. So politically Schmemann was simply much better than Florovsky, and so soon Florovsky had to leave. Socially, politically, as a man understanding institutional politics. Da. Deci în relații cu ceilalți oameni, cu politica societății, Schmemann era mult mai versat decât Florovsky și ca dovadă a prevalat și a câștigat. But I think going back to his relationship with his wife, actually the letters to his wife are very interesting. La relația cu soția sa, scrisorile către soția sa sunt foarte interesante. Because in his letters he basically tells her the whole world, including specifically the world of Russian diaspora, doesn't understand me, but you do. Căci în acestea afirmă pe scurt că întreaga diasporă emigrației ruse nu mă înțelege, dar tu mă înțelegi. So I think at one point, at some point when I retire, I'll write a secret history. Cred că odată ce mă pensionez, voi scrie o istorie secretă. In the kind of tradition of Procopius. În tradiția lui Procopius. Everything that I ever wanted to say about Florovsky and never got to say in my formal academic prose. Acolo voi include tot ceea ce n-am apucat să spun despre Florovsky în cartea mea. Și merită spus. I wouldn't recommend immediately translating that into Romanian because there will be a lot of juicy stuff there. Da, nu sunt sigur că aș recomanda cartea să fie tradusă rapid în limba română, căci se vor fi elemente, mă rog, apetisante în acea carte. But as I said, this is something for my, it's a project for my retirement. Dar sunt convins că proiectul va fi amânat pentru perioada în care voi fi la pensie. And I might just retire in the kingdom of God, I might not retire here. We hope no. Yeah, da, ar, e posibil ca orice pensionare să fie făcută direct în Împărăția lui Dumnezeu și nu aici, dar am sperat că nu va fi cazul. And I think on this we should close. Și cred că putem încheia aici.